mergem să cântăm o piesă muzicală foarte tare. Nu prea-mi plac. Deci familia văd că au alte planuri. Este prima zi în anul acesta. Și uitați-vă ce fac ei aici. Și lumea vă zice că tati anormal. Parcă-i taxul. Bună dimineața! Iată, noi privim clipul nostru preferat. Cine îl recunoaște să ne spună, să ne scrie în comentarii. Și ne-am dat seama că după două luni de pauză la canto, vocile noastre se cam pierd. Tocmai de aceea am zis să mergem la Cristi și să revenim la lecțiile noastre de canto. Și acum mergem la înregistrat o piesă. Dar tu ce ți-ai luat? Caietul. Rinui. Oh, să-ți faci notițe? Da, da. Uite așa în geci, hanorace, pantaloni lungi și groși și mai au cineva gros? Și tricouri pe desubt. Mergem să cântăm o piesă muzicală foarte tare. Despre ce poate fi? Corect, despre cea mai călduroasă zonă pe glob. Despre insulele Maldive și capitala lor. Male, 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 hai! Hai să ne grăbim! Mulți vor crede că noi nu putem pronunța corect cuvântul mare, dar de fapt Male este capitala Maldive. Aceasta cred că este prima piesa mea care cânt rap. Da, și Mircea zilele acestea a jucat fotbal și are vocea răgoșită, perfectă pentru rap. Și acum plecăm să mâncăm la restaurant și așteptăm să vină autobuzul nostru. Noi ieșim primii! Nu cumva și aici pe nisipul ăsta sunt crab, pentru că nu prea-mi plac. Până vine mami și tati, eu stau aici. Matei, dar și eu vreau să încerc, doar că pe un leagăn, nu pe un șezlong. Ionuț de la drum a obosit atât de tare că a dormit. Înaintea tuturor, și în avion a dormit, și în hidroavion a dormit, și acum acasă tot a dormit. Dar trebuie să mergem să mâncăm și să ne plimbăm un pic. Ce frumos e aici! Ce interesant! Și dacă vine un vânt mai mare și îmi dă cu nisip în ochi, nu e chiar așa de bine. Vai, ce-am găsit aici? Ceva și mai interesant. Niște șezlonguri, chiar cu priveliul ăștia spre mare. Cum trebuie să urcăm un autobuz? Dar voi ați observat aici, la ora 18 seara, deja e noapte afară. Și după 18 încep valurile oceanului. Chiar dacă la mare au raze maximale, nu gătesc pârjoale, nu se fac sarmale. Dacă mergi la mare au prețuri infernale, rămâi fără parale, doar slip și în sandale. Cristi, pregătește pentru Mircea un exemplu cum va trebui să cânte. El deja a repetat și știe și cuvintele. Ia uite-l acolo cum îi cântă lui Matei. Nu gătesc pârjoale, nu se fac sarmale. Dacă mergi la mare au prețuri infernale, rămâi fără parale, doar slip și în sandale. Chiar când așa mergi de male. Maldive, en el mar tropical, bailando, con ritmo celestial, arena blanca, mar cristalinal. Maldive è un destino ideal. Maldive, mi sueno real. Bayo, el sol voy a brillar, bayo la luna, en la litoral. Maldive è un paraíso natural. Zici că Cristi a revenit acum din Spania, acasă. Accent deloc. Maldive, en el mar tropical, bailando, con ritmo celestial, arena blanca, mar cristalinal. Și acum primul test la mâncarea care se gătește aici, în Maldive. Eu cred că va fi foarte iute. Și eu cred la fel, pentru că la aeroport erau paste iuți, cu orez, cu condimente iuți, care aveau gust de ghimbir. Dar eu cred contrariu, pentru că astăzi este ziua mâncărurilor internaționale, bucătării internaționale, aici. Hai să testăm. Miroase mâncare. Gata, ne apropiem. Sau nu? Sau mai avem? Chiar dacă la mare au raze maximale, nu gătesc prujoale, nu se fac sarmale. Dacă mergi la mare, prețuri infernale. Totu-i bine și frumos, Mircea, doar că nu la male, dar la mare am fost. Am cântat mare în loc de male? Mhm.
Acum Mircea va cânta rap și eu cu Matei așteptăm. Și mâncăm măr. Da, geanta mea este plină cu mere. Chiar dacă la male au raze maximale, nu gătesc pârjoale, nu se fac sarmale. Dacă mergi la male, au prețuri infernale, rămâi fără parale, doar slip și în sandale. Super, din prima! Ai văzut că lui Mircea i-a reușit din prima? Bravo, Mircea! Apăsați toți pe like pentru Mircea! Am ajuns, nu? Ce interesant e aici! Deja sunt curioasă să văd ce fel de mâncare, dar și nu numai. Cel puțin eu pentru prima dată gust mâncare din Maldive și India. Sub umbrelă! Ia uite ce frumos! Wow. Și ce licărește fain! Mm-hmm. Miha, tu aici? Niște papagali? Ne întâmplă! Sunt adevărați? Și eu vreau să-mi iau de aici! Ce-am găsit eu aici? Perla neagră! De fapt, cred că se numește perla albă. Dar ce sunt? O ceapă din asta murată. Totuși voi începe de la un capăt. Ce e aici? Nimic! Eu aleg pune dintre aceasta. Mă e locul meu, ce-ți alege? Numai nu spuneți că una din asta întreagă. Cu cașca, wow! Da, Mirisa, îți spun. Cei mici au cerut piure de cartofi și ceva cărniță. Dacă mergi la male, au prețuri infernale. Nu gătesc pârjoale, nu se fac sarmale. Vrem să plecăm acolo să vedem cum cântă Mircea. Dar mami și tatea să spună că o facem gălăgie. Nu-i nimic, vom fi silențioși. Și vorbești partea aia de rap așa cum îți iese cu creionul între dinți. Aia te ajută foarte mult la deschidere. Deci asta e un exercițiu pentru părțile astea de rap. Rămâi fără parale, doar slip și în sandale. Hai să vedem acum. Una, două. Când îmi zici de male, ies din balamale. Așa, numai că puțin mai hotărât acolo, știi, mai... Să te joci un pic cu fraza. Când îmi zici de male, ies din balamale. Joacă-te puțin cu fraza, știi? Una, două, trei și... Când îmi zici de male, ies din balamale. Am luat exclusiv aici o farfurie cu mâncare indiană și o farfurie exclusiv cu grill. Carne de vită, calmari și pește. Eu mi-am luat foarte multă mâncare pentru că mi-este puțin cam foame. Și acum este momentul gustării. E foarte iute! Nu e iute! Cum e zi? Melissa, eu sper că tu nu faci prank. Eu voi gusta cărnița. Serios, nu iute deloc. Mai mult nimic. Tati și-a luat foarte multă mâncare indiană și ne-a recomandat și noi să luăm. Dar să nu luăm mazăre pentru că este foarte iute. Deci hai să încercăm. Abia aștept să gust pastele. Dar am uitat pe unde este intrarea. Am luat și pentru mine, și pentru Matei, și pentru Mircea, și pentru Ionuț, și pentru Miha, și pentru mami. Și cred că voi mai lua încă o farfurie de paste. Aici o să facem exercițiu cu creionul. Și acasă poate să-l facă ăsta. Pune între din și vorbește așa, stâlcit cum o să se audă cu creonul, dar o să-l ajute foarte mult la deschidere. Tocmai asta e faza. Când îmi zici de male, ies din balamale. Este mai ok, așa e? Când îmi zici de male, ies din balamale. Ai, ai. Tu spui de Maldive, doar lucruri pozitive. Trebuie să fii pe ton muzical, deci nu interjecte, tot spui de Maldive, știi? Hai să vedem, încă o dată. Tu spui de Maldive, doar lucruri pozitive. Bun, hai să vedem că avem aici 90, cred că ce ne trebuie. Male, 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 male. Or fost prea sus notele acolo, da, primele, da. Male, 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 male. Not bad. Hai să vedem. Stau sub palmier, mănânc portocale. Soarele încălzește tare. Ai un pic de nesiguranță în glas, nu? Nu e vorba de încălzire globală. Așa, nimeriește, Piepenii cu ochii și să ne mâncă. Prima dată, învățați de la Mihaela. Am marshmallow. Mai vrei marshmallow?
Și acum vreau să iau ceva la grătar. Calmari. Și calamarii noștri se gătesc. Abia aștept să fie. Matei, ce faci sub masă? Matei, ce faci sub masă, Matei? Am dat pe jos mâncare. A pățit o nevoie. A împrăștiat niște marshmallow. Cred că vroia să le ducă la grill. Și ne-am ales cu calamari. Acum hai să plecăm la tati. Toată lumea este îmbrăcată în cămașă și în tricou, doar că mami este îmbrăcată în hanorac, nu, în pulover. Eu încă nu mă pot obișnui că iarna pot să mă îmbrac și în tricou, ca și vara. Să mai treacă vreo zi să mă obișnuiesc. Văd viața prin ochelari de soare. Bine. Vai, ce frumos a început ăsta. Va, deci foarte fain ai dus ăsta aici. Nu trebuia să te oprești. Văd viața prin ochelari de soare. Ai, așa. Și dau din pedale pe insule coreale. Perfect. Termometru arată 40 de grade. Da, bun. 98% e bun. Toți aceștia sunt foarte mulți corali. Parcă sunt niște paste. Mircea, vrei să fii îngeraș? Mircea îi face poze Mihaielei. Ce face Pit? Ce-i acolo? Un crab imens. Am vrut să-l iau, doar că el nu se sperie și nu intră înapoi în căsuță. Dar ce zici să ne mutăm la vilele pe apă? Eu aș vrea, dar nu știu cum ne descurcăm noi cu 5 copii pe astfel de vile. Eu zic să venim aici ziua, să ne vedem mai bine. Matei a vrut să conducă mașina, dar se pare că a dormit la volan. Și șoferul ține de capul. Ține capul. Ține capul și adoarmă. Mâncare! 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 Așa de frumos suntem. Mâncare! Nu mai pot, oameni, tot trebuie. Nu știam ce să sară la mâncare. Ce-ai gris acolo? Păi, nu știam ce spus de mâncare. Mamă, cât de mâncare. Hai la mâncare. Cine e papa? Bine, cântă frumușel. Frumos de tot. Ce avem noi aici? Ce avem noi? Oh, stai că scrie! Bonus! Wow, bonus? Bonus al meu. Brânză. Plus smântână. Aaaa, iată nu m-am gândit. Brânză plus smântână, cine vrea? Hai să o îmblânzim piesa, hai și-ți dăm ceva mâncării, că dați un număr la. Bine? Bine? Am mâncat? Mănâncă, mă. Sara! Haideți să-l întrebăm pe Matei cum a fost drumul până acasă. Interesant? E greu, anevoios. Matei! Cum a fost drumul până acasă? Mâne! Șopârle! Aici e baia și noi trebuie... Și dacă a lăsat lumina aprinsă. Și eu, mami, am mâncat mazăre cu condimente din India. Eu sper că nimeni să nu treacă pe aici astăseară. Eu am o idee. Ca să ducem șopârle afară, aici lăsăm lumina aprinsă și noi ne ducem în piscina cu lumina stinsă. Mircea, ele deja cunosc cum să ajungă. Și ne așteaptă în pernă. Da. Noapte bună! Noi ne ascultăm! Deci familia văd că au alte planuri. I-au adormit pe cei mici, de fapt pe Mihaela. Și uitați-vă ce fac ei aici afară. Cine vrea să noate în piscină? Sau voi să vă bălăciți? Hai! Dar că nu facem comite pentru că este ora 11. Să ne ziua era mai caldă. Eu credeam copiii vor fi de la cea drum lung, obosit și seara se vor culca și toți vor sta la locul lor. Nu, ei vor să se bălăcească. Atunci, hai să ne bălăcim, mami, cu ei împreună. Iată cine-i curajosul, primul! Bine că nu avem vicini. Căci e ora 11 seara acum, aici.
Maldive, en el mar tropical, bailando, con ritmo celestial, arena blanca, mar cristalinal. Maldive, 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 și îmbași pe gât o mie de motive. Maldive, mi sueno real, bayo, el soy voy a brillar, bayo la luna en la litoral. Un vis devenit realitate. Male, 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 ma, male, 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 ma, male, 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 male. O, uitați, fac male. Maldive e un destino ideal. Maldive e un paraíso natural. Așa, terminați în manume sperit acum. Male, 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 ma, male, 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 male. Maldive e un paraíso natural. Și lumea vă zice că tati anormal. Frumoasele insule Maldive. E doar Maldive, atmosferă genială. Vă trimitem pupici de departe. La 3, 2, 1 și... Mami, când cresc mari, îmi iau și eu acea sticlă. Cum e apa? Foarte caldă. Ok. Cum e apa? Este apă. Când ne băgăm în apă, trebuie să treacă câteva zile. Dar apa e caldă. E caldă! Dar nu vă băgăm apă așa, la cutolul. Cum se zice, tati așteaptă colaci, dar haideți că noi apăsăm pe like și tati intră în apă cu Ionuț. Ce ești? Tati! Elisa! Uite, acum nu mă băg intenționat. Gata! Toți ies din piscină. Melissa m-a stropit. Gata! Hai! Hai! Gata! Eu plec. Eu am spus gata, tot ieșim din apă, Melissa m-a stropit, eu nu pot să stau așa ud. Atunci hai să intre. Hai, da. Te strivesc încă o dată? Încearcă. Balena albastră! Este prima zi în anul acesta când noi suntem în piscină, afară încălzită, de la soare! 6. Unde e Mica? Ce face Mica? Nu așteptați să adoarmă, Mica! Dacă știa Mica că voi vă bălăciți, nu mai dormea ea. Apropo de Mica, haideți să verificăm ce face acum. Doarme? Micaela doarme. M-a căzut astăzi pe nisip și s-a lovit aici un pic. O să treacă. Mâine o să bălăcească în ocean și o să-i treacă tot. Deși astăzi au promis averse de ploaie, cel puțin pilotul de la avionul cu care a venit în pace, un strop de ploaie n-am văzut. Din păcate. Și eu fac mușchi. Fac sport sub apă. Cum adică din păcate? E foarte bine! Melissa, arată like! N-aude. E foarte interesant sub apă. Și Ionuț, la final de zi, te-am luat singur. Hai, arată cum nu luați tu singur. Hai, din mânță și din picioare. Hai, vină încoace spre noi. Hai, mami, dacă la mami. La mine, la mine, hai. Gurița închisă, gurița închisă. Gurița, capul sus. Hai, mă-te la mine. La mine, la mine. Tati cu tine, tati cu tine. Parcă-i taxo. Ce ați făcut voi la apa din piscină? De fapt, la lumina din piscină. Era altă culoare. Acum îngenire verde. Albastră. Uite, jumătate verde și jumătate albastră. Și mami, suntem două echipe, facem două echipe chiar acum, albaștri și verzi. Și echipa celor care vor să ne părăsească și să plece în casă. Ionuț, mergem să facem duș? Da. Călduț? Tremură, nu știu ce și un geișor, hai. Hai să-i întrebăm pe toți, sunt în baie, fac duș. Unde e mai bine? În apă
afară sau în duș? Da, cu ce vă ocupați? Îmi spăl cada. Îmi fii curată. E cada, da? Mhm. Eu nu te vine? Da. Te vine? Da. Mă gândesc și eu. Mă cap acolo cu copiii. Dar acuși se umple cada mea. Și pare că o povăște. Cam așa arată uscătoarele de haine. Probabil noi vom agăța și prin copaci, și pe scaune, și pe mâniere. Cam puține sunt pentru familia noastră.